Bună tuturor, eu sunt Cristina și în sfârșit ajung să testez acest microfon, domnule, pe care l-am cumpărat de foarte multe luni și ba era descărcat, ba nu știu ce mergea, acum l-am testat, ar trebui să mă auziți foarte, foarte bine. Ei bine, în acest videoclip și de fapt tot așa în ultimele luni sau lună, am reușit să-mi îmbogățesc biblioteca cu vreo 70 de cărți. Și am vrut să le împărtășesc cu voi, să vi le arăt ca de fiecare dată, bineînțeles, așa că voi filma două videoclipuri, unul cu cărți non-fictive și altul cu cărți din genul ficțiunii, pentru că Dumnezeu le-a potrivit ca de fiecare dată perfect și sunt într-un număr aproape egal. Începem așadar acest videoclip cu romanul, Doamne, pardon, cu volumul pe care îl citesc în prezent, Ce îmbolnăvește sufletul și ce îl vindecă, Constelațiile familiale și terapia lui Bert Hellinger, o carte scrisă de Thomas Schaeffer, publicată în colecția Psihogenealogia de la editura Filobia. Am ajuns să fiu îndrăgostită de această colecție, îmi place foarte mult, mă ajută foarte mult cărțile acestea și da, pot spune asta chiar dacă abia o citesc pe prima. Cu Constelațiile m-am întâlnit acum câteva weekenduri, am participat la prima mea sesiune de constelații familiale și sistemice despre care puteți citi pe site-ul meu. Mi-a plăcut extraordinar de mult această metodă de lucru spiritual și de atunci tot caut, tot cercetez, citesc, mă uit la seriale, la acel serial turcesc, nu știu dacă îl știți, The Other Self se numește. Și am ajuns să citesc și această carte, din care am parcurs câteva zeci de pagini. Îmi place foarte, foarte mult și abia aștept să revin cu o recenzie. Apoi mi-am cumpărat această carte scrisă de Mircea Eliade, Ocultism, vrăjitorie și mode culturale, eseuri de religie comparată. Îmi place foarte tare cum arată această ediție publicată la editura 3. Cartea am cumpărat-o de pe eMAG, dacă nu mă înșel. By the way, sursa tuturor cărților ce vor fi prezentate în aceste book haul-uri sunt fie Vinted, aplicația de care m-am îndrăgostit și despre care am scris de asemenea pe site-ul meu, și eMAG, și mai puțin Anticariate Online sau alte librării, chiar nu mai țin minte. Aici îl am și pe domnul Nietzsche, cred că cea de-a cincea carte din biblioteca mea scrisă de acest mare filozof. N-am citit niciuna cap-coadă, dar în urma celor 3 ani petrecuți la facultatea de filozofie, el a rămas totuși favoritul meu. Mi-am scris și licența despre lucrările sale, așa că am decis să-i colecționez și cărțile. Aceasta este Amurgul idolilor, cu 25% mai ieftin. O carte scurtă despre, cred că, cearta lui cu Richard Wagner, despre care de asemenea am scris la licență. Am zis să colecționez cărțile pentru că cine știe când le va veni vremea să fie lecturate. Aici am un volum ceva mai supradimensionat, o istorie a bestsellerului de Frederic Rouvillois, o carte apărută în colecția de eseuri, mă rog, sociologie, studii culturale, studii literare, la editura Humanitas. Mai dețin câteva cărți din această colecție, nu am citit prea multe dintre ele, dacă nu mă înșel, cred că am citit doar una. Însă le tot colecționez, sunt sigură că îmi pot oferi informații foarte, foarte utile și, după cum vă spuneam, la un moment dat o să le iau eu la mână și pe acelea. Din aceeași colecție îl avem și pe domnul Dan C. Mihăilescu, marele nostru și, din punctul meu de vedere sau din precarele mele cunoștințe, singurul nostru critic literar mai cunoscut, care ne vorbește despre Ile Caragiale și Caligrafia Plăcerii în acest volum mult mai scurt, publicat, după cum vă spuneam, în aceeași colecție la editura Humanitas. Nu știu eu prea multe despre domnul Caragiale, în afară de ce am studiat la liceu, nu l-am studiat în particular, însă sunt destul de sigură că această carte va fi revelatoare pentru mine. Aici am o carte despre care sunt sigură că a fost achiziționată la un preț super bun de pe Vinted, cu fiecare zi mai aproape, de Irvin D. Yalom și Jeannie Elkin, din colecția Psihologie, Psihoterapie, de la editura 3. Îmi place foarte, foarte mult și această colecție și veți vedea că mi-am îmbogățit foarte mult partea aceasta de bibliotecă, care conține volume din domeniul psihologiei. Colegii mei de la cursul de formare în psihoterapie integrativă pe care l-am terminat anul trecut, în tot vorbeau despre Yalom, Yalom, Yalom. Nu am citit încă nimic de la acest mare psihoterapeut, însă toate au un început și mă bucur că am putut face rost de această carte. Din aceeași colecție am și Înțelegerea vieții, Introducere în psihologia individuală, de Alfred Adler. Fiind scurtă, mă și apucasem de ea, am parcurs câteva zeci de pagini, însă mi-am dat seama că nu rezonez deloc cu ce spunea acest Adler, cu
ceva multe decenii în urmă, prin anii 20. Cred că este destul de depășit și nu știu dacă am un interes real față de psihologia individuală, așa că mă voi gândi ce o să fac cu această carte. Un alt volum achiziționat de pe Vinted, scris tot de Irvin D. Yalom, Călătoria către sine, memoriile unui psihiatru, publicată la editura Velan, deci este practic autobiografia acestui mare autor, om de știință, psihoterapeut, psihiatru și ce mai vreți voi. Cum vă spuneam, sunt într-o călătorie de a-i colecționa cărțile la îndemnul colegilor mei de la cursul de formare, așa că nu o să mă las până nu le strâng pe toate și eventual după o să le și citesc. Tot din domeniul psihologiei și tot de pe Vinted avem Psihoterapia tulburărilor emoționale de Irina Holdevit și Barbara Crăciun, în format mare, cu aceste culori superbe, cum au toate cărțile din această colecție. Irina Holdevich este un nume cunoscut, probabil l-am mai folosit ca referință în diverse lucrări din domeniul psihologiei pe care a trebuit să le realizez. Nu vă pot spune multe alte lucruri despre această carte decât faptul că probabil o să o parcurg la un moment dat și că până atunci îmi îmbogățește colțul de psihologie. Aici, tot la îndemnul colegilor mei de la cursul de formare în psihoterapie integrativă, îl avem pe domnul Joe Dispenza, cu a lui carte Distrugeți obiceiurile nocive, cum să-ți determini mintea să lucrezi în favoarea ta, publicată la Curtea Veche. Cred că aceasta este o reeditare mai nouă. Ador această copertă, mi-am dorit foarte mult ediția aceasta. Tot de pe Vinted am găsit-o. Vă pup fetelor sau persoanelor care vindeți în general cărți pe Vinted la prețuri super, super ok. O să vă las și profilul meu de Vinted, contul meu, undeva în comentarii, în caz că vă doriți să cumpărați cărți, haine sau alte produse de la mine. Revenind la această carte, nu am citit nimic de la Joe Dispenza, nu l-am urmărit pe YouTube, am doar o vagă idee cu privire la câteva citate, câteva lucruri pe care le-a spus, însă eu am o puternică credință în faptul că toate lucrurile se întâmplă exact la timpul potrivit, așa că atunci când voi simți, probabil voi porni în minunata călătorie de a-l descoperi pe domnul Dispenza. Aici o altă carte din domeniul psihologiei, Vindecarea copilului interior, de Stephanie Stahl, o carte foarte, foarte populară, apărută în colecția Introspectiv, cred că de la editura Litera, dacă nu mă înșel. Trebuie să recunosc că nu mi-am dorit neapărat această carte, ci persoana care mi-a vândut alte cărți mi-a propus-o și pe aceasta la ofertă și am zis ok, în regulă, oricum tematica este de interes pentru mine, însă nefiind o prioritate, probabil nu voi ajunge să o citesc prea curând. Și încă un autor despre care am tot auzit vorbindu-se la cursul meu de formare, Gabor Mate, cu a lui carte Când corpul spune nu. Această ediție mi se pare absolut superbă, ador coperta, cartea a fost publicată la editura Curtea Veche. Știu că foarte mulți oameni au citit-o, eu nu, dar probabil din acest motiv am văzut totuși citate în diverse surse. Așa că, mai repede decât celelalte, probabil voi ajunge să o citesc pe aceasta, pentru că sunt foarte curioasă să absorb și eu aceste informații, cu siguranță foarte utile. Următoarele trei cărți fac parte din colecția Psihogenealogia de la editura Filobia, despre care vă ziceam. Aceasta este Copiii bolnavi de părinți, de Anne-Anseline Schutzenberger și Ghislaine Devrode. Probabil n-am pronunțat corect numele autorilor, dar acest lucru este irelevant. Cărțile, am observat eu, sunt destul de scurte, ceea ce le face ușor de parcurs pentru mine, dar asta nu înseamnă că sunt mai puțin valoroase. Cu siguranță toate conțin informații pline, pline de valoare, cu care abia aștept, în care abia aștept să mă îmbib. După cum spune și numele colecției, Psihogenealogia, majoritatea au această tematică a traumelor transgeneraționale și a lucrurilor cu care rămânem sau ne vin din urmă, ceea ce pentru mine este absolut, absolut fascinant. Din aceeași serie avem o carte intitulată Incestul sau secretul care distruge, cum vindecăm traumele provocate de violențe și abuzuri sexuale, de Bruno Clavier și Ines Gauthier. O altă tematică super, super dură, despre care nu dețin foarte multe informații la momentul actual, deci, prin urmare, mă interesează foarte, foarte mult să-mi completez și acele lacune din minte și să observ ce au de spus acești specialiști despre tematica incestului. Nu în ultimul rând, am aici cartea pe care mi-o doream cel mai tare, Constelațiile familiale, terapie pentru suflet, de Bert Hellinger, cartea care este cumva manualul constelațiilor familiale. Acest domn Hellinger este cel care cred că a popularizat ideea de constelații, a preluat aceste ritualuri din călătoriile sale și le-a transformat într-o foarte mult spus formă de terapie. Este o formă de lucru cu sinele, putem spune așa. Așa că aceasta este cartea care reprezintă baza constelațiilor și abia aștept să o parcurg în mod ironic, paradoxal, dar foarte tipic pentru mine. Am început cu
cealaltă carte despre care vă spuneam să citesc despre Bert Hellinger în loc să-l citesc pe dânsul propriu-zis, dar după cum vă spuneam, toate lucrurile se așează în univers și sunt convinsă că oricum orice alegere a noastră este cea potrivită. Tot în acest book haul cu cărți non-fictive am și Cum am devenit român de Sekeli Ervin, o carte publicată la Curtea Veche. Recunosc că mi-a atras atenția coperta, foarte viu colorată, foarte, foarte frumoasă. Nu este nici o carte extraordinar de lungă și sunt foarte curioasă de experiența acestei persoane, probabil despre sistemul românesc și despre tot ce înseamnă să obții cetățenia românească. Îmi plac foarte mult autobiografiile, așa că nu am putut rezista și a trebuit să o cumpăr. Mai departe avem o carte ce se afla de mult timp pe wishlist-ul meu, Jurnalul unui librar de Sean Beitel, în această frumoasă ediție din colecția Nancy de la Pandora M. Am citit Jurnalul unui librar scrisă de Anca Zaharia, care la rândul său s-a inspirat din probabil acest concept. Mă aștept să găsesc aici tot așa istorioare tragicomice din experiența de librar a autorului. Văd că este mult mai voluminoasă decât mă așteptam cartea, însă mă aștept și să râd și să am teme de gândire. Deci, cu siguranță, încântarea mea este mare, așa că voi ajunge cât de repede să lecturez această carte. Tot de la Pandora M am aici Anul gândirii magice de Joan Didion, o autoare pe care nu am citit-o până în prezent. Știu că această carte a fost destul de populară atunci când a apărut. Nu știam că este o carte non-fictivă, însă parcurgând descrierea de pe spate am decis totuși să o includ în acest book haul. Nu știu ce mă așteaptă, dar probabil niște emoții foarte, foarte intense. Nici aceasta nu este o carte lungă, ceea ce mă face să ajung mai repede la ea. Poate chiar săptămâna viitoare când voi pleca în vacanță o voi lua cu mine, așa că abia aștept să mă întorc cu impresii. Am aici o carte achiziționată acum ceva mai mult timp, însă am așteptat acest mare book haul ca să vă arăt. A fost achiziționată de pe EMAG la un preț destul de bun, zic eu, Singur, Viața lui Mihail Sebastian de Tatiana Niculescu, apărută în colecția de memorii și jurnale de la editura Humanitas. După cum știți și dacă nu știți, oricum o să vă spun acum, îmi place foarte, foarte, foarte tare Mihail Sebastian, îl consider unul dintre cei mai buni autori români pe care eu i-am parcurs până în prezent, așa că sunt foarte curioasă să aflu mai multe detalii despre viața lui. Știu că are publicat inclusiv jurnalul, însă acea carte este destul de costisitoare, așa că mă mulțumesc și cu acest studiu făcut de Tatiana Niculescu, despre care sunt foarte sigură că este bine documentat și că o să aducă plus valoare și în viața mea. Am aici o altă achiziție de pe Vinted, Memorii de călătorie în Germania, Italia, Grecia, Orient și țările dunărene între anii 1840 și 1841 de nimeni altul decât Hans Christian Andersen. Nu eram foarte sigură dacă să achiziționez această carte sau nu, citisem despre existența ei în autobiografia acestui mare, mare autor. Probabil m-ar plictisi, nu zic că nu, pentru că și acolo am parcurs mai multe pagini într-un mod anevoios, tocmai pentru că descriau experiențele de călătorie ale autorului, însă avea un preț foarte bun și am văzut-o pe Vinted și m-am gândit eu așa că este meant to be și meant to buy și iată-ne aici. Aici am o altă carte dintr-o serie de care sunt absolut obsedată, cărțile de la editura Narator, care sunt toate non-fictive din ce am văzut până acum, sau nu chiar toate, habar n-am, sper să nu zic minciuni. Ideea este că aceasta este cea mai scurtă dintre cele pe care le dețin eu, le tot colecționez, am citit doar una, știți povestea, eu când dau de o carte dintr-o colecție care îmi place, ajung să cumpăr toată colecția și după aceea mai vedem noi ce se întâmplă. Anyway, această carte a fost scrisă de Richard Ford, autor premiat cu Pulitzer, și cartea se numește Între ei, amintiri despre părinții mei, este foarte, foarte subțirică. Nu am citit nimic de la acest Richard Ford, dar știu, am mai auzit numele lui, îmi este cunoscut. Și probabil voi ajunge repede la această carte, sunt foarte interesată de viețile tuturor oamenilor, mie îmi plac pur și simplu poveștile de viață. Așa că de asta am cumpărat cartea și abia aștept să o citesc și să revin cu păreri. O altă carte non-fictivă și foarte scurtă pe care am cumpărat-o recent este Verbele auxiliare ale inimii, publicată la Curtea Veche de Peter Esterházy. Nu știu dacă am pronunțat numele corect, probabil că nu. Este de origine maghiară și mai dețin încă o carte scrisă de acest autor destul de cunoscut, însă aceea este de ficțiune. Aceasta este despre ce s-a întâmplat pe plan intern după decesul mamei sale. Am văzut că are un format destul de straniu sau pe care eu nu l-am mai întâlnit până acum.
Așa arată, la asta mă refer. În orice caz, tematica mă interesează și probabil o să-mi devine destul de drag acest autor după ce o să pot să am acces la gândurile lui cele mai profunde. O altă carte în privința căreia nu eram așa de sigură, dar totuși am decis să o achiziționez de pe Vinted, este Karma și reîncarnarea, dezvăluirea celor 800 de vieți ale fiecăruia în drumul către iluminare, de Barbara Martin și Dimitri Moraitis, carte apărută la Curtea Veche, mai dețin și alte asemenea cărți non-fictive de la Curtea Veche, însă reîncarnarea chiar este o tematică despre care n-am citit până în prezent și care mă interesează și în care cred, așa că cel mai probabil această carte are să-mi ofere niște informații foarte valoroase. O carte despre a cărei existență chiar nu știam, însă mi-a atras atenția coperta, mi se pare absolut superbă, atât de minimalistă și totuși efectiv perfectă. Este autobiografia Mariei Șarapova, De neoprit, viața mea de până acum, publicată la o editură numită Victoria Books, de la care nu cred că mai dețin nicio altă carte în bibliotecă. A fost doar 5 lei, am luat-o dintr-un anticariat online. Vă rog să o admirăm câteva secunde. Desigur, ea conține și poze, dar mai multe detalii despre viața acestei mari tenismene. Asta este tot ce știu despre Maria Șarapova, nu aruncați cu pietre, însă cu siguranță voi afla mai multe după ce o voi citi. Ultima carte din acest book haul este acest mic monstru apărut în colecția Rao Classic, de la editura Rao, desigur. A trăi pentru a-ți povesti viața, de Gabriel García Márquez. Am citit o singură carte de la acest autor până în prezent, însă mi-a plăcut atât de mult încât am început să le colecționez și pe celelalte, bineînțeles. Aceasta este autobiografia lui, la care nu știu când o să ajung, dar îmi place atât de mult acest format de cărți, încât nu mă pot abține să nu le cumpăr atunci când le găsesc. Așadar, acesta a fost micul, marele meu book haul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, stați pe aproape să vedeți și celălalt book haul cu cărți fictive și ne vedem data viitoare!